toate hainele și toți pantofii pe care trebuie să-i probăm. Mergem la nuntă! O dată la nu știu câți ani. Probeți mai multe rochii, vă spun câte culoare la fiecare și voi scrieți în comentarii care v-a plăcut cel mai mult. Și funcție de culorile votate, mă voi îmbrăca la nuntă. Și cam așa arată rochia roșie, scrieți voi în comentarii dacă vă place. Eu am ajuns în Cluj, am venit să luăm ajutoare. O să vedeți voi despre cine e vorba imediat. Musafirul surpriză a venit cu energie. Gătim pește pentru că musafirul nostru vine de la Brăila. Și n-a venit cu pește. Iar musafirul surpriză este... Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi la micul dejun o avem pe Alessia invitată. Bună! Foarte bună, fetelor! Mulțumim! Mulțumim! Bună, eu am mâncat deja și sunt pregătită de noi distracții. Asta e prima distracție. Mie mi-e frică și chiar dacă este tău, pentru că ea încearcă să mă mănânce, adică așa. Am mai făcut câteva cutii, astăzi vi le arătăm imediat. Sunt cutii din camera Teodorei și din camera Marei. Abia aștept să le mutăm cu totul de aici. Iar acum pornim către restaurant să luăm masă. Cu Ari. De mâine vine mama și ne gătește. Cărbiță adevărată. Abia aștept. Borș. Dar... asta pentru că noi nu mai avem timp de multe lucruri, mai ales în perioada asta. Noi trebuia să fim la mare acum, dacă puteți imagina. Am prins niște proiecte, le-am refuzat. Asta e, ne pare rău. Dar avem prea multă treabă aici. E mai important să ne mutăm decât să alergăm după lucruri care nu sunt momentan necesare. Mă rog, era plăcută o vălăceală, nu? Da, dar drumul era prea lung. Salut! Haideți să vă arăt și vouă cutiile. Mai întâi cutiile din camera Teodorei. Și sacii plini de jucării. Iar acum la mine. La mine sunt mai puține lucruri decât la Teodora. Așa arată în dressing. Și din dressing am luat lucruri, nu haine, ci ce era pe acolo. Mărunțișuri. Trebuie să renunț și pe alea. Acum mergem să mâncăm ceva. E o sărbătoare ceva, nu știam că în centru e așa. Am mers să mâncăm la un restaurant din apropiere și am dat peste niște care alegorice. Dansatorii au luat copii din public să danseze cu ei. Dansator de tango. Care alegorice de genul ăsta am mai văzut doar în filme și pe la știri, când prezintă marile parade de prin alte țări. E plin de flori. De tot felul. Wow, câte cuie! Florile sunt prinse în cuie. Am văzut un film despre asta, în care construiau care alegorice. Acest car îl poți și conduce. Sau de fapt e loc pentru poze. Zâne! Și vioară! E un car al artelor, al muzicii și zânelor! O vioară? Dacă fetele fac liceul de artă, ele cunosc instrumentele muzicale. E interesant asta. Ce poate fi? Eu cred că sunt obiectele patriarhului. Sceptru, globul acela. Aha, și coroana. Cruce, coroana, da, cu toți sfinții pe ea. E corona Sfântului Ștefan și am aflat și la ce sărbătoare ne aflăm. Zilele culturii maghiare. Wow, niște libelule imense, iar acest car este altfel făcut decât celelalte. Florile lui sunt deosebite. Pe toată suprafața acestui car sunt licheni stabilizați de culoare albastră. Și flori nemuritoare. Cred că acest car rămâne veșnic, așa, în afara de aranjamentele florale puse deasupra. Oare cum au venit din Ungaria cu ele? Mami, cum ar fi venit din Ungaria asta? Gabarit depășit. Mie acesta îmi place cel mai mult. Și cel cu zâne, dar parcă modul de realizare al acestuia este deosebit. Am descoperit și o scenă și sunt tare curioasă ce fel de muzică vor cânta cei de acolo. Dar până atunci, haideți să mâncăm! Exact acum fac repetiții pentru că se aude foarte încet. Am văzut la festival foarte mulți vendori, vendori pe care am avut alături atunci când am participat la festivaluri. Dar, așa cum știți, afacerea noastră s-a închis din lipsă de personal și de aceea o vindem!
Așa că dacă sunteți interesați, găsiți rulota, dar și celelalte materiale, aparate, mobilier, pe site-urile de vânzări-cumpărări. Deci vindem afacere cu înghețată tailandeză la cheie. Găsiți anunțul în descriere. Afacere care, după părerea noastră, este foarte profitabilă dacă aveți oameni care să se ocupe. Ne vom ține doar evenimentele private pe care le avem încă în contract. Așa că nu vă faceți griji, cei care ne-ați chemat la voi vom veni cu înghețata tailandeză. Aici am venit să luăm cina, iar desertul îl vom lua în altă parte, într-un loc special dedicat pentru deserturi. Cu deserturi foarte bune! Ce se aude? Alarme peste tot! Alertă de ploi torențiale! Între 25 și 40 de litri pe metru pătrat. Acum, wow, asta e multă apă. Acum câteva minute era soare și cald și mult. Iar acum am primit alertă, dar nu văd nici măcar ramuz nori. Și am văzut și cum sunt transportate carele alegorice. Bineînțeles cu echipaj, jandarmi în spate, poliție în față. Deja plouă! Repede, repede, repede! Nu știu ce o face cu aceste care alegorice pe ploaia asta. Domnii care erau la volan nu aveau nimic deasupra. Îi va ploua bine. Iar noi trebuie să mergem foarte puțin la mașină. Acum să fugim repede cât nu e așa de tare ploaia. Rămânem aici, nu putem ieși. Ne plouă bine. Sistem pentru ploaie. Deci nu plecăm. Putem să plecăm, haide! Deci alerta a fost promptă, reală. Nu pot să cred. De obicei primim alerta după furtună, dar acum ai intuit bine. Plouă! Briana, nu trebuie să vină cu noi. Înapoi că te uzi. Te rog, nu. Ai și ochii tăi. Da. Noi trebuie să facem mașina, e departe de aici. Am avut o lumină, fuge! Da, da. În ploaie, prin Oradea. În sfârșit, plouă! Plouă! Se răcorește în sfârșit în Oradea. Ne răcorim și noi. Și uite așa, apuce și lumea. Nu mai e nimeni. Piața din centrul Oradei e goală. Dacă vrei să fii numai tu aici, să vină o ploaie mare, păi ești numai tu aici. Iar îți sună alarma. Să vedem ce scrie de data asta. Zare meteo, averse torențiale care vor cumula local 25-40 litri pe metru pătrat. Tata s-a dus să aducă mașina, iar noi mâncăm aici desertul deoarece plouă și n-am putut să ajungem la acoperire. Eu mănânc niște clătite cu bezea, care înăuntru au o clătită cu stafide și brânză. Eu mănânc la pachet. Iar eu am înghețată. Am venit să luăm mașina, am plătit parcarea. Dacă noi vrem să luăm mașina, să o aducem mai aproape de restaurant. Da. Sper să nu avem o surpriză neplăcută când ajungem acolo și să fie parcarea ocupată. Erau două locuri libere. Am avut ghinion. S-au ocupat locurile de parcare, dar am găsit un pic mai în față. Asta e, am riscat. Amândoi pe desert. În același desert. Eu mi-am terminat deja. N-a fost cine știe ce, dar a fost bun. Eu mănânc desertul Brianei pentru că ea nu l-a terminat, iar Ariana mi-a mâncat înghețata. Toată e pe ea. Da. Aproape. Plecăm pe ploaie până la urmă. Oh! Pentru că n-am găsit loc de parcare. Ce jos zboară acest avion? A doua zi, din nou cu tine. Armin, să-i... Ne ajută și Armin! Ia privit, acest cactus era în cutie. A rămas în cămară, s-a dus cu toate cutiile goale pe care le păstram să mutăm cactusii și a crescut la întuneric. Fără apă, fără nimic, pentru că noi n-am de unde. Pregătim cutiile, golim cămara, ne mutăm! Și dulapul acesta este plin și trebuie golit. Noroc, această canapea nu este a noastră și nu trebuie să o luăm. Dar scaunul de birou, biroul și cu tot ce se află în jurul lui sunt ale noastre. Unde le ducem pe toate? Și când? Facem și noi o cutie. Încercăm să fim de ajutor. Da! Ajut și eu. Super, toți copiii, dau mână de ajutor. Eu am gulit primul raft. Mai am două. Iar în cutie nu prea mai e spațiu. Uite cine vrea să ajute! Am terminat aici!
Cutia e plină, ce a rămas nu ne aparține. Cutia e așa. Trebuie să o închid și să scriu pe ea ce conține. Și Nati, arată bine așa cutiile. Nu vor mai fi atât de plăcute când vor fi pline, pentru că vor fi grele. Am lăsat mașina în service. Să o repar, în sfârșit. Cineva doarme? Am adormit-o pe Ari ca eu să pot trece la treabă. Din nou la cutii. Mai avem și aici. Acestea trebuie montate. O nouă cutie și noi lucruri din dulap de băgat. Avem partea de jos acum. Dacă din partea de sus am umplut o cutie, sper să mă ajungă această cutie și pentru partea de jos. Sunt două sertare cu o grămadă de lucruri și încă două uși. Eu ajut pe mama, așa că aproape am terminat dulapurile. Părul meu este pregătit pentru o nouă schimbare. De data asta mă vopsesc acasă, iar nu am timp să merg la salon. Și cam așa arată o etapă intermediară. Acum va trebui să stau părul așa, să acționeze vopseaua. Dacă mami face bagajele, eu am ajuns în Cluj. Am venit să luăm ajutoare. O să vedeți voi despre cine e vorba imediat. Acum merg către casă. Spațiul acesta se umple deja de cutii. Mă duc să văd ce mai bag și eu în următoarele cutii. Am mai făcut una de acte. Oare ce se mai află în biroul lui tati? Și merită pus acum în cutii. Chiar dacă sunt cu vopseaua în cap, nu înseamnă că nu trebuie să umplu și eu cutii în continuare. Așa că am mai făcut o cutie și urmează sertarele din living. Și sunt gata pentru schimbare. Focus, focus. Și gata, așa arată după spălare. Abia aștept să mă vedeți după ce se zvântă părul. Și pe jumătate zvântată. Eu zic că sunt bine. Ari face și ea treabă, ne ajută pe toți. Bucătăria se tot umple. De fapt, diningul se umple de cutii. Aici mai e un pic de loc. Nu cred, eu nu știam că acest sertar este gol. E gol! Și să vă mai arăt ce mai e gol. Și era foarte plin. E goală toată cămara. Golim și aici. Butoanele noastre de YouTube sunt în acel dulap. Și abia aștept să le avem pe perete. Toată lumea muncește. Și Mara încearcă. Câte minute de 20 sunt? S-ai mei. Sunt 5. Am făcut colecție. Ari vrea și ea să dea cu aspiratorul, de aceea țipă. Dați un like dacă și voi aveți mai minute de 20 cu Ecaterina Teodorolu. Și dacă musafirul surpriză a venit la noi în Oradea, a venit cu energie, cu forță de muncă, vrea să ne gătească ceva. Am venit să cumpăr un pește proaspăt. Gătim pește pentru că musafirul nostru vine de la Brila. Și n-a venit cu pește. Îl luăm de aici proaspăt, din Oradea. Iar în amintirea înghețatei tailandeze, am găsit și zmeură și căpșuni să mâncăm. Sigur se vor bucura fetele. Am ajuns acasă. Oare ce-o făcut fetele azi toată ziua? Să-ți arătăm! Privește! Taram! Ce-a rămas al lor? Sertare. Gol. 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 Dar asta nu e tot, haideți să văd. Aici. Oh, gol. Gol, toate duc. Aici, aici nu. Dar avem de gătit. Aha. Și? Tot, în stasă, tot. Gol. Eco, oh, oh, oh. Iar un safirul surpriză este... Mama! N-a venit ea cu peștele de la Brăila, dar l-am găsit la Oradea. Cine îl pregătește acum repede, repede, să-l mâncăm. Eu acum trebuie să plec să aduc mașina din service. E reparată. S-a putut repara? Nu. S-a remediat eroarea, nu mai apare nimic în bord, n-au avut ce să repare. Nu cred. Da. Le mi-ai dat o dată bani degeaba. Acum asta plătește ea degeaba? Văd că nu mi-au emis factură. Vedem. Ce dublă cu mașina asta? Plăcintuță de la Brăila proaspătă. Trebuie tăiată, eu rup. Da, nu mai avem răbdare, tuturor ne este foame. Nyam. E caldă. E bună. Perfectă, gustul copilor ei. Mașina reparată, dar defectul nu a fost găsit. Trebuie să avem răbdare, să mai apară o dată eroarea și să revenim la servis. Mama face peștele.
și arată foarte bine. Eu am pus la foc ceaunica de mămăligă, și o mămăliguță, curăț usturoiul, macin sarea, pentru că am sare direct de la mine. Ia priviți! Un bolovan de sare. Îl macin pe ăsta și gata. Mămăliga este gata, peștele se face acum. Trei etape, făcut, nefăcut și în timp ce se face, iar maioneza de usturoi am făcut-o ca la carte. Ia priviți-o! Arată bestial! E foarte bună! Mulțumim, bunica! Cu mâna! Usturoi, lămâie, mămăligă, pește. E foarte bun și am contribuit și eu. Acesta este desertul. E bun! Am ajuns din nou la Crișul să luăm ultimele piese din puzzle-ul care au format înghețata tailandeză. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. Cutii, din nou cutii. Dar nu asta am luat din Crișul. Am luat blaturile de granit sau compozit. Din ce ori fi ele, din marmură, n-am idee, dar sunt foarte grele. Ne străduim să ajungem la o cofetărie de mai bine de o săptămână, dar din cauza că ne tot mutăm și tot adunăm și tot punem în cutii și avem multe, multe lucruri de făcut, niciodată nu ajungem la timp. Cofetăria se închide la ora 8, acum e mai bine de 7:30 și ne grăbim să ajungem. Sperăm să găsim tot ce ne dorim acolo. Adică dulciuri, desigur. Prăjituri, mai bine zis. Punga de la cofetărie e roz ca mine. Merge. Iar prăjiturile sunt de toate culorile. Abia aștept să le gustăm pe toate. Am luat și una albă pentru Teo, pentru că nu vrea ciocolată. Am luat și una cu ciocolată pentru Bri, pentru că ea vrea doar cu ciocolată. Și tot așa. Am luat prăjituri de toate culorile. Prăjitura albă cu zmeure e pentru Teo, iar prăjitura cu ciocolată și biscuite Oreo deasupra e pentru Bri. Iar casa noastră momentan arată așa. Desfacem de aici. Pentru tati Pavlova. Atât. Una și bună, pe care sigur o să împart cu fetele. Dar eu vreau o gritvă. Noi am luat 8 prăjituri și suntem 7 persoane cu tot cu Ari și cu bunica. Deci eu pot mânca două. Da, da. Și noi trebuie. Și noi vrem din aceea. Hai, bunica. Eu mănânc cu Ari. Toate hainele și toți pantofii pe care trebuie să-i probăm. De fapt, mai sunt haine. Mergem la nuntă. Odată la nu știu câți ani. Ce avem noi aici? Mustăcioși de ciocolată. Asta e ținuta aia mei. Asta e ținuta ta? Fetelor. Desfă-o. Hai, desfă-o. Ele se amuză. Și atât. Ele se amuză, iar eu nu mai pot de treabă. Nu mai am loc în cutii. Am nevoie de o nouă cutie. Nu, nu. Și cam așa arată rochia roșie. Scrieți voi în comentarii dacă vă place. Facem ceva. Probeți mai multe rochii, vă spun câte culoare la fiecare și voi scrieți în comentarii care v-a plăcut cel mai mult. Și funcție de culorile votate, mă voi îmbrăca la nuntă. Mara, nu știam că ai nuntă. Teo, am zis deja că suntem invitați la o nuntă. Păi probezi atâtea rochii că te căsătorești tu. Teo, sunt prea mică să mă mărim. Ce-i cu tine? Mi-a fi trebuit o rochie albă, n-am niciuna. Și cam așa arată și rochia albastră. Cu o curea strălucitoare. Pentru a ieși un pic în evidență. Încheiem și vlogul aici. Eu în ținută de gală. Urmează să pun la uscat și la spălat. Mă schimb înainte, acum doar probez ținute pentru nuntă.